Începând cu data de 1 decembrie, Ziua Națională a României s-a înaintat la gradul următor, înaintea expirării stagiului minim în grad pentru exercitarea exemplară a atribuțiilor de serviciu 5 pompieri. Este vorba despre 4 cadre de la gradul de plutonier major la gradul de plutonier adjutant și unul de la gradul de plutonier la gradul de plutonier major. Cu data de 1 decembrie, ca urmare a promovării concursului organizat de ISU-Sălaj, au trecut din corpul subofițerilor în corpul ofițerilor 5 cadre. 2 cadre de la gradul de plutonier major la gradul militar de sublocotenent, un cadru de la gradul de plutonier adjutant șef la gradul militar de capitan, un cadru de la gradul de plutonier adjutant la gradul militar de capitan și un cadru de la plutonier major la gradul militar de sublocotenent. Ceremonialul festiv a avut loc astăzi, 4 decembrie, la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Porulisul al județului Sălaj.